În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În calendare, de astăzi este denumită foarte frumos Duminica de după nașterea Domnului. Ne-am întâlnit și după alte praznice împărătești cu acest apelativ, Duminica de după. Mesajul principal al acestei denumiri constă tocmai în faptul că viața merge mai departe. Pentru mulți dintre cei care ne-am pregătit postind, ne-am pregătit să ajungem la un liman, este o mare potigneală când am ajuns acolo. Mulți care, dintre cei care ne-am școlit să ajungem pe un anumit vârf, când ajungem acolo, intrăm în panică, dacă nu știm ce să facem din acel moment încolo. Pentru că orice școală te învață să ajungi undeva. Dar ca să ajungi cineva, trebuie să continui după ce ai ajuns undeva să mergi mai departe. Tocmai acesta este mesajul Evangheliei de astăzi și mai ales al denumirii Duminicii de astăzi, Duminica după nașterea Domnului. În câteva cuvinte, iată ce spune Sfântul Evanghelist Matei. După ce s-a născut pruncul, Iosif, logodnicul Mariei, a primit poruncă în vis, scoală-te, ia pruncul și mama sa și mergi în Egipt, căci Irod vrea să ia viața pruncului. Și a plecat Iosif, a luat-o pe Maria și pe prunc și au mers și li s-a spus să stați acolo până când vă voi spune eu. Și a murit Irod și Îngerul Domnului iar a vestit pe Iosif. Scoală-te, ia pruncul și întoarce-te în pământul lui Israel, căci a murit cel ce căuta să ia viața pruncului. Dar, spune Sfântul Evanghelist, s-a temut Iosif și a primit în vis poruncă să meargă în Galileea. S-a temut Iosif pentru că în Iudeea era în locul lui Irod Arhelau, fiul lui Irod, și s-a temut ca nu cumva să-i continue un program, să continue cine știe ce prigoană și s-a temut și a primit în vis poruncă să meargă în Galileea. Și spune că așa s-a împlinit și cuvântul Nazarinean se va chema, pentru că Nazaria, Nazaretul, este în pământul Galileei, pe lângă Marea Galilei. Iată că iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie ne prezintă astăzi pe Mântuitorul imediat după naștere, alergând de colo-colo mai mult prin scripturile Vechiului Testament decât prin locuri geografic vorbind, pentru că atunci când a zis să mergi în Egipt, imediat ni se spune și de ce, pentru că așa este scris, din Egipt am chemat pe fiul său, pe fiul meu. Apoi când vine în Galileea ce, ca să se împlinească scriptura ce s-a spus în proroci care spune că Nazarinean se va chema, deci Mântuitorul a început să împlinească niște scripturi. E bine, despre acest eveniment am putea să vorbim foarte multă vreme, dar eu vreau să plecăm spre casele noastre astăzi cu o învățătură despre noi. Despre noi, adică noi cei care am făcut niște școli, așa cum am spus, noi care am ținut post și am ajuns la praznic, noi cei care ne pregătim să ajungem undeva, să știm ce se întâmplă cu noi după ce am ajuns acolo. Aceasta este tema pe care vă propun astăzi, în câteva cuvinte, să o dezbatem, ca ea să rămână în mintea noastră. Ne-am obișnuit ca, atunci când eram mici, după ce am terminat gimnaziul, să mergem la liceu și ne uitam așa cum am pășit în liceu, deja la niște orizonturi deosebite, la facultate. Eu am ajuns și la facultate, după aia ne uitam până la doctorat, una alta, încet, încet am început să fim mai practici, să fie privirea nu așa de sus, ci în jos, pe lângă noi, adică la locuri de muncă, să știm cam ce putem să ocupăm. Diferența între oamenii obișnuiți și oamenii de succes o face tocmai acest lucru. Cei de succes nu s-au oprit cu școala. Oamenii de succes au mers mai departe, ceea ce ne învață Evanghelia de astăzi.
Dacă noi am fi fost pregătiți pentru praznicul acesta numai asupra faptului că ținem post, ne încadrăm în anumite norme și vine praznicul, intrăm în panică. De exemplu, cei care au ținut tot postul cârpătind, că ia uite cum fac alții, ia uite, s-a furat Crăciunul, că lumea se numește numai la mâncare. După ce am ajuns la acest praznic, ce mai pot cârpăti? Eu o să mai cârpătească, e mai mare. Dar ce facem dacă nu suntem pregătiți să mergem mai departe? Noi am ajuns la praznic. Ce am face? Ne-am oprit, am admirat praznicul și atât. Zicem, asta o să mai fie și la anul, sau ne pregătim pentru praznicul tăierii împrejurilor al Domnului, sau pentru botez, sau pentru Sfântul Ion. Nu. Praznicul de astăzi continuă. Praznicul vieții continuă. Praznicul nașterii Domnului este odată și cu răstignirea, și cu învierea, și cu botezul și așa mai departe. Toate sunt concentrate într-o zi. Ziua pe care trebuie să fim pregătiți să trăim. Dacă nu vom fi pregătiți să trăim, ne oprim așa cum zice românul Cavițiu la poartă nouă. Adică s-a terminat cu postul, dacă nu știi ce să faci după ce ai postit, riști să nu mai ai bucuria, măcar aveai bucuria că te-ai înfrânat. În timpul postului există destule bucurii și ele odată ce se încheie postul se anulează, gata, nu mai e bucuria de a te înfrâna, trebuie să fie un alt fel de bucurie. Adică bucuria de a merge mai departe. Imediat după naștere, Iosif a primit în vis poruncă. Ia fruncul pe mama sa și merge în Egipt. Această poruncă, să nu credeți că e numai pentru Mântuitorul sau pentru Iosif și Maria, este pentru noi. Atunci când am ajuns la un anumit nivel, nu trebuie să rămânem pe el. Trebuie să mergem mai departe. Bună oară, cu anumite specializări să ocupăm și alte granițe spirituale, cu anumită pregătire să trecem într-o altă etapă, ca nu cumva să ruginim într-un anumit loc și lesne să ne micșorăm domeniul de activitate. Orice gând pe care îl avem, trebuie să-l urmăm. Astăzi ne uităm că în urmă nu seamănă nici ziua de ajun, ne-a semănat cu cea de Crăciun, după Crăciun au fost două zile așa, aproximativ cu soare, după care ieri a dat o ploaie și astăzi iată că după zăpadă a ieșit soarele. Semnalul este aceleași. Viața merge mai departe. Dar cum merge mai departe? Cu mare luare aminte. Adică întotdeauna și în vis, adică și în partea subconștientă, Iosif era atent să vadă ce îi se mai transmite. Și un lucru foarte interesant, la care nu m-am oprit niciodată, m-am oprit astăzi cu ochii mai adânc spre text și spune, după ce i s-a transmis, ia pruncul și întoarce-te pământul lui Israel, căci a murit cel ce căuta să ia viața pruncului, spune foarte frumos Sfântul Evanghelist Matei, și s-a temut Iosif. După care continuă foarte frumos și a primit în vis poruncă să meargă în Galileea. Înseamnă că Dumnezeu ne răspunde inclusiv la temeri. Nu spune că s-a temut și n-a mai vrut să meargă în Israel. Nu, e ce s-a temut. Și ca răspuns la această temere, Dumnezeu a trimis imediat răspunsul. Înseamnă că avem voie să judecăm și noi mesajul pe care ne trimite Dumnezeu. Dacă suntem în fața unui nou început și ne temem să o luăm chiar așa cum avem pregătirea, să spunem așa, pentru fișa apostolului, imediat trebuie să știm că la o temere sinceră și la o punere la punct interioară, Dumnezeu nu va întârzia să răspundă. Așa cum i-a răspuns lui Iosif. Ia pruncul pe mama sa și merge în Galileea. Adică, dacă te temi de Arhelau, ia-o acolo. Și noi primim așa câte o veste bună, băi, gata, pot să ocup postul cu tare. Și
cam temi. Dacă este o temere așa numai pe din afară, nu îți răspunde nimeni. Dacă este așa numai dintr-o falsă modestie, iar nu îți răspunde nimeni, dar dacă este o temere pusă la punct de un gând pios, o temere pusă la punct de o anumită stare de smerenie, Dumnezeu imediat îți răspunde dacă într-adevăr trebuie să o iei la stânga sau la dreapta, să o soții pe ceea ce ți-a spus înainte. Iubiți credincioși, totul se rezolvă la nivelul interior de credință, de smerenie, de blândețe, de dragoste și toate celelalte daruri ale Duhului Sfânt. Sunt oameni care au făcut toată viața un lucru și ar băga mâna în foc că nu știu să facă decât lucrul acela. Și nu este așa. Pentru că imediat Dumnezeu îl pregătește pentru altceva, așa cum l-a primit și l-a îndemnat pe Iosif să meargă în Egipt, apoi să se întoarcă în Israel și în Galileea. Așa face Dumnezeu și cu noi. Noi care credem că suntem pregătiți acum, din punct de vedere al postului, să întâmpinăm sărbătoarea, astăzi se spune, fraților, este duminica de după nașterea Domnului, nu rămâneți blocați. Nu rămâneți blocați cu gândul la nașterea, la praznicul pe care l-am întâmpinat și l-am depășit. Viața merge mai departe. Să spunem că ne ajunge o anumită vârstă și nu mai putem să răspundem unor sarcini, să zicem așa, de serviciu. Nu neapărat că am rămas noi în urmă și au luat alții înainte. Vine tinerețea cu entuziasmul, vin lucruri pe care noi nu avem cum să le facem față cu concurența. Și atunci trebuie să știm, să ne întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, acum ce fac? Am fost pregătit pentru un praznic, m-am pregătit, am ținut post, dar acum este duminica de după praznic. Adică după ce am lucrat 20, 30, 40 de ani într-o zonă, ce mă fac de acum? Acum, pentru orice om, într-o familie normală, Dumnezeu îi trimite să intre într-o altă categorie. Ceea ce nu poate obține de la nimeni, poate obține de la copii. Cum spunea un clasic în viață, mi-a dat fata mea ceea ce nu putea să-mi dea nimeni, l-a făcut bunic. Și iată că de unde am avut noi grijă pentru copiii noștri, urmează o altă etapă în viață. Adică viața merge mai departe. Dacă ne-am oprit așa, numai pe lângă copiii noștri, cu siguranță că grija ar fi atât de mare, încât, fără să dăm seama, devenim posesivi. Și țipă copii lângă tine, cum vezi că e lângă cineva, imediat intri în panică, nu cumva să ți-l fure sau să-ți fure copilul, și te-ai opri aici. Asta ar însemna să ne oprim numai la praznicul nașterii Domnului. Dar uite-te-ne, vine biserica cu clopoțelul și spune, e duminica de după. Adică, frate, ai copii? Da, trebuie să vină și partea de bunic. Și partea de bunic trebuie să treacă printr-o libertate pe care ți-o dai copilului și printr-o bucurie de a asculta. Ia pruncul și pe mama și șterge-o. Adică, să nu fim posesivi și să nu credem că dacă am pus piciorul pe un tărâm, acolo trebuie să ne și pensionăm. Nu! Trebuie să mergem prin toate etapele vieții, pentru că mesajul este foarte, foarte amplu. Nu l-a ținut numai în Egipt și după aia l-a chemat direct și gata, s-a încheiat discuția. Nu! Pentru că după ce l-a chemat în Nazaret, s-a mutat în Capernaum și din Capernaum mergea iar la Ierusalim și l-a întâlnit pe Mântuitorul la 12 ani în fața mai marilor sinagogii, explicându-le din textele Vechiului Testament și pe părinți posomorâți că nu i-a ascultat și s-a întors din drum. Apoi îl vedem pe Mântuitorul în pustiul Carantaniei, vedeți, într-o permanentă mișcare. Această mișcare mi-a dat mie de înțeles că viața omului nu este statică, este dinamică. Și trebuie să o luăm așa cum vine la rând. Dacă acum avem o bucurie și în față alte praznice, praznicul tăierii împrejurilor Mântuitorului, praznicul botezului Domnului, praznicul de pomenire a Sfântului Ioan
de-abia aștept să vă spun după Sfântul Ioan că este duminica de după botezul Domnului, adică viața merge mai departe. Foarte frumos este să luăm lucrurile în mișcare, nu în ședere. Toate se mișcă pe lângă noi. Frații noștri greci deja ajunse la o anumită cunoștință a lucrurilor și au pandarei. Toate curg, adică sunt în mișcare. Așa este și praznicul de astăzi. Praznicul trebuie luat din biserică, luat de la, odată cu Hristos și dus, plimbat cu noi. Pruncul acela care s-a născut trebuie să fie plimbat. Adică să luăm cu noi și să-l trecem prin ceea ce facem noi în general. Nu este un praznic static acela al nașterii Domnului, ci este un praznic dinamic. Trebuie să-l luăm cu noi la serviciu, trebuie să-l luăm cu noi pe lângă vecinul, pentru că veți constata un părinte care are copilul în brațe, are o grijă mai mare decât n-ar avea copilul în brațe. Imaginați-vă că noi suntem astăzi cu copilul ăla, cu pruncul născut, în brațe. Chiar dacă te înjură vecinul, nu te mai întorci să iei piatra de jos. Nu, mai gata, ai bucuria că ai copilul în brațe, întrece orice. De aceea, viața merge mai departe, cum v-am spus. Piața aceasta trebuie dusă mai departe, pentru că ne protejează grija și ne adaugă alte bucurii vieții pe care noi riscăm să o luăm așa tern, șters și să spunem bine, bine, mâine luni, o luăm de la capăt și așa mai departe. Nu. Viața este frumoasă dacă ne asumăm ceea ce am trăit și mergem mai departe. După ce am învățat atâtea cu școli, știți definiția culturii. Definiția cultura unui om, cultura generală a unui om, este tot ceea ce știe după ce a uitat tot ceea ce a învățat la școală. Asta înseamnă că viața merge mai departe. Dacă stai numai cu caietul și cu creionul bun, nu merge. Asta înseamnă că acel caiet și acel fix este pruncul care s-a născut. Îl avem cu noi și mergem mai departe, dar nu să răsfăim în timpul mersului, că nu mai avem timp. Mi-aduc aminte, acum vreo câțiva ani, era un șir foarte, foarte lung de sfinți pe care trebuia să-i pomenesc la sfârșitul slujbei. Și mă gândeam, Doamne, ce bine că am învățat șirul ăsta de sfinți când a trebuit la istoria bisericească universală, când ni se predau despre martirii din secolul al II-lea. Și aveam șirul deja în cap, zic, dacă aș fi avut acum nevoie să-l spun și chiar trebuia să-l spun la sfârșitul slujbei, n-aș fi avut timp să-l învăț. Pentru că este un timp pentru a învăța și alt timp pentru a trăi altfel. Și m-am bucurat și v-am spus și atunci, dar vă spun și acum. Tot ceea ce facem acum trebuie să facem desăvârșit. Dacă ne-am bucurat de Crăciun, înseamnă că știm că a trecut și acest praznic, dar a trecut prin noi, nu pe lângă noi. Dacă am stat, cum am zis, numai să cărcotim pe ăla sau pe ălalt, cu siguranță că am ocolit adevăratul praznic. De Crăciun eram aici în fața dumneavoastră și vă spuneam să facem un experiment. Când vom face următoarea masă și avem invitați, să nu o pregătim chiar de tot, ca să facem interactiv această pregătire. Și când am ajuns acasă, ce credeți? Nu era pâinea tăiată, nu erau nici celelalte pregătite și mi-am dat seama că Dumnezeu este așa de bun cu mine, încât n-a fost nevoie de o altă masă altădată ca să fac eu însumi verificarea că ceea ce am propus este de bun augur. Știți ce bine s-au bucurat și cei care au venit mai după mine în casă, pentru că fiecare vine de la o anumită distanță și nu și-au regulat chiar bine să vină toți odată. Și ne-am spus, stați așa, că mai avem de făcut cu tare, tu adun cu tare, și altfel ne-am simțit, pentru că participase cu toții. Și mi-am dat seama că trebuie să vă spun și lucrul acesta ca o spovedanie. Este foarte frumos să participăm cu toții la bucuria comună. Așa, dacă te invită cineva și stai pur și simplu numai la masă, n-ai făcut nimic. Și să spui, bine, bine, părinte, da, ce facem? Că omul ne-a chemat și e pregătit cu totul. A, e pregătit cu totul. Dar cu ceva
sigur nu este pregătit. Adică să dea cineva cu mătura și cu teul după ce s-a terminat. Măcar pe aia să ne ratăm. Pentru că a te simți bine împreună nu înseamnă ca unul să fie spectator și celălalt să fie trepăduș de colo-colo. A te simți bine, iată că ne învață ziua de astăzi. Viața merge mai departe. Este duminica de după nașterea Domnului. Praznicul este invitația pe care o onorăm, dar după această invitație mergem mai departe. Dar nu așa cum în buzunar. Cerem bani de mătura și dăm pe jos și tot facem ceva. Mai spălăm o ceașcă. E foarte interesant să simtă și gazda că a fost o masă împreună așezată și împreună ridicată. De aceea v-am spus că țin foarte mult la această duminică, țin foarte mult și la celelalte duminici, pentru că ne dă acest mesaj că nu s-a oprit, că viața merge mai departe, că nașterea unui fiu nu este totul. Mai sunt acum niște probleme. Cunosc oameni care vor să boteze pe alți copii, dar după ce s-a încheiat botezul, nici pe la 18 ani nu-și mai aduc aminte ca o un fiu. Asta ce înseamnă? Că n-au fost atenți duminica, trebuie să știi, asta este duminica de după ce ai botezat pe cineva, adică să aduci aminte de ceea ce ai făcut. Este foarte interesant ca viața să meargă mai departe, dar legat într-o anumită cadență. Pentru că dacă ai pierdut ritmul, te calcă ceilalți în picioare. Și chiar dacă nu te calcă ceilalți, conștiința ta e șifonată, rău de tot. Este foarte important să plecăm spre tatele noastre cu această bucurie că nu s-a terminat. Eu cunosc și nostalgia încheierii unui post. Cunosc și nostalgia încheierii unui trimestru de școală. Nu pot să zic semestru, pentru că eu așa am fost obișnuit cu trimestre. Acea nostalgie curată, nu disimulată, ci pur și simplu parcă îmi părea rău că mă scoate cineva din priză. Și îmi era foarte greu să mă adun ca să continui. Pentru că încă nu eram atent. De aceea vă spun astăzi, nu trebuie să terminăm nimic ca să începem altceva, ci în ceea ce am început să mergem mai departe. Iar citând dintr-un clasic în viață, zice, nu punem punct să luăm de la capăt, ci punem virgulă și mergem mai departe. Ei bine, fraților, și noi facem același lucru. Mergem mai departe pentru că praznicul acesta frumos al nașterii Domnului trebuie să rămână în noi, nu trebuie să ne părăsească niciodată, după cum nu ne părăsește grija față de copiii noștri, chiar dacă ei vor avea 50 sau 80 de ani, tot copiii noștri vor fi. Și chiar dacă se supără, noi o să avem tot aceeași grijă pe care o avem de când erau ei mici, mici, foarte mici. Să ne dea Dumnezeu multă putere ca praznicele ce vor urma să fie legate de praznicul nașterii prin care am trecut, astfel încât și noi să știm că îl avem pe Dumnezeu în suflet, nu numai în icoană, ci nu numai în biserică, ci oriunde mergem. Așa să ne ajute Dumnezeu.